Mi-au zis că pe digul Begăi e pistă biciclistică până în Serbia. Doar că e numai pe o parte. Partea asta se întrerupe pe lângă gara, pe lângă silozul ăsta. După care apare din nou, așa de nicăieri, de după post. Și tot așa dispare cum a apărut. Nu știu cine folosește pista asta pentru ce. Iată, am văzut cum omul își plimbă câinii. Dar s-au băgat atâția bani într-o pistă biciclistică. Iată, pe partea cealaltă pista funcționează și omul poate chiar înspre Serbia se duce să facă o plimbare. Da, aici mi s-au plâns bicicliștii din Timișoara. E o bucată de pistă care începe de nicăieri și duce nicăieri. Mă mir că găsesc o bicicletă aici, dar sunt bicicliști, ăsta pescari, văd. Care au venit pentru altceva. Să verific, să văd. M-a avertizat omul că e închis. Da, pistă biciclistică. S-au băgat bani în ea. Da, aici se termină în gard. Mă mir că au lățit-o ca să te poți întoarce sau ce s-au gândit și au tăiat și iarba. Zice omul care mi-a semnalat problema că iarba s-a tăiat recent, că în vară era până la genunchi. Și pe litoralul românesc și pe malurile lacurilor au pus gheara șmecherii pe bucăți de mal, le-au prihvatizat sau le-au arendat pe mulți ani pentru, iată, bărci, pescuit și alte distracții. Și proiectul cu pista a rămas doar pe o parte. Și nici nu prea ai cum să treci partea cealaltă, decât eventual să o iau pe podul de cale ferată. Aici am înțeles că e o stație de epurare, dar nu miroase. Și nici nu pute deloc. Mă mir. O fi tehnologii noi sau poate e dezafectată. E fosta stație de epurare. Să sperăm că chiar curăță apele reziduale și nu poluează Bega. Că am văzut că venea din direcția asta o mașină cu rezervor de la vidanjă. De la mașină mirosea mai tare decât aici de la stație. Am auzit că nou primar al Timișoarei e biciclist, să vedem cum rezolvă problema asta. Poate de la primăvară. Are un mandat în față. Presupun că are și majoritate. Useristă, penelistă. Să vedem ce vor face. Că noi vrem să pedalăm. Aici la baza podului în condiții improprii, cam fără geam, dar în schimb o mare bicicletă. Și rufe l-au uscat. Pe alături trece Serbia, am buletinul la mine, dar probabil nu-i voie pe motiv de pandemie și pe alte motive, că am înțeles că încă nu-i deschis punctul de frontieră.
aveau ajuns la înțelegere guvernele. Aici cândva erau biciclete de închiriat, acum iarna nu-i voie, nu știu de ce. Și am fost nevoit să împrumut bicicletă. Primăria, am împrumutat de la privați, că primăria n-a vrut să-mi dea una. Interesant, toaletele funcționează. Da, pare curățică, doar că n-are ușă. Cealaltă sper că funcționează. Că la gară, la CFR Timișoara, îmi cereau 2 lei pentru un pipi. Asta e chiar bătaie de joc. 50 de euro cent. După câțiva kilometri, pista nu a mai fost colorată în roșu, ci doar asfalt negru și o singură dungă pe mijloc, care noaptea nu se vede prea bine. Bicicliști sunt neașteptat de mult, deocamdată nici o biciclistă, dar e totuși iarna, vântul bate puternic dintr-o parte. Și râul e spectaculos. Oho, chiar mă aruncă vântul înspre râu. Aici probabil vara te poți opri. Stai la... Am vrut să zic la umbră, dar dacă umbra ce e cu sticlă, mai degrabă să faci cald acolo. Bine, așa s-au gândit ei. Să fac un popas. Aici cred că e zona industrială Freiburgul acela în care am fost ieri cu Ileana. Și acum ajung la podul pe care l-am trecut săptămâna trecută când am pedalat prima dată în jurul Timișoarei. La Sân Mihaiu Român. Sau Sân Mihaiu mai departe, aici e doar podul. Și pista trece partea cealaltă, deci până la urmă nu-i pe o singură parte a râului, ci trece când încolo, când încoace. Bine că aici măcar au făcut pasarelă. Și prima biciclistă. Bun. Bravo. Curajoasă.
animale, oameni de pământ, să nu au fost arate mult timp și o pune rezistență. Nu sapă tare adânc, vreo 20 de centimetri. Impresionant! Am găsit pe malul Begăi nu doar urzici, dar și păpădie florită. Parcă-i primăvara. Bucuria veganului. Am mai strâns niște verdeață. Pentru salată. Pentru ciorbiță. Pentru tocăniță. Dacă sunt unic, acum și mă întorc înapoi, nu mai ajung eu la Sârbi. Măcar știu că am pedalat, de-am cred că am vreo 20 de kilometri pe azi. Și des la întoarcere tot atâta o să fac. Ies un maraton. Hai, da, hai! Mai rar vezi bicicliști pedalând în grup, în cuplu. Bravo lor! Dacă te uiți spre Bega, poți să zici că peisajul e frumos, ai ce să vezi. Dar dacă te întorci spre soare, te înfiori, te îngrozești. Mai ales că gunoiul ăștia ăsta e fiindcă sunt lângă sere, de unde probabil sunt aduse legume în Timișoara și sunt prezentate drept eco, de la producător, de la țară. Ha? Au aruncat tot ce vrei, inclusiv usturoi și sticle de bere. Și cam după Freidorf, la marginea Timișoarei, faci parte din municipiul, teritoriul ăsta, sau poate satele din suburbii. Oricum, avem gardă de mediu, avem autorități locale, are cineva grijă? Se pare că nu. Am uitat să iau suportul de prins camera pe cap, dar și aici care mi-am promutat bicicleta are chestii de prins iPhone-ul, de prins camera GoPro și cu pleștele meu o prind de suportul ăsta și am mâinile libere și mai pedalez chiar dacă vântul e potrivnic. Îmi dau seama că nu bat chiar lateral, mai degrabă vine din față, deci sper că înapoi, taman când o să fiu obosit, el o să mă ajute, dacă nu, cumva o să-și schimbe direcția. Așa e cuvântul, el tot timpul e împotriva bicicliștilor. Iar urzici, dar nu mă mai opresc atât, ajunge. Și iar un biciclist, dar tot mai puțin. Eu tot am noroc cu pisicile. Cum fac vreo pedalare mai serioasă, cum dă una de mine și se leagă Sky. Bine, cealaltă era pe soi, nici asta nu știu ce gen e. Pe ce eu lovise mașina, dar aici am făcut eu pană de cauciuc cu bicicleta. M-a oprit să văd ce pot face, am găsit între timp soluție. Dar m-a găsit și pisica asta. Aici, probabil abandonată sau rătăcită. Și acum nu știu ce să fac cu ea. N-am nici cu ce să o hrănesc, am doar apă la mine. Am
avut o banană și am mâncat-o oricum ea n-ar fi vrut. Și scațără pe mine, vrea la cald, vrea protecție, vrea mâncare. Am scris iar un anunț pe grupul acela de iubitori de animale din Timiș. Deocamdată n-am nicio reacție, dar sper și am convingere că o să se găsească cine să o ajute, să o salveze, că eu n-am unde să o adăpostesc. Pot doar să-i cumpăr niște mâncare din Sân Mihai, acela românesc de un pic mai departe, să-i dau, dar tot afară să o las. Pare răcită că e răgușită de atâta meunat și de atâta căutare. N-are probabil deloc abilități să descurce singură la libertate. Și de ce trebuie înfiată? Oricine poate. Oricine vrea. Și oricine e rău care o abandonat-o. O pisică atât de blândă, atât de cuminte. Pare curățică, dar insistentă de disperare, cel mai probabil. Nu-mi urca în cap. Nu-mi urca în cap. Nu. Stai jos. Stai jos. Eu mai am de umflat la roata. Așa-s eu, rău. Bine că ești tu mai bun. Dă-i și pompează. Cauciuc. A venit un alt biciclist și a zis că da, pisica asta tot timpul stă aici. Și i-a adus mâncare și a hrănit-o. Și dacă am văzut așa ceva, am lăsat-o. Mai ales că am reușit să-mi repar roata cumva. Și am zis că hai să mai merg. Dar am ajuns, iată, pe la jumătate de drum spre granița sârbă și văd că iară roata mă lasă, așa că mă gândesc să fac cale întoarsă. Totuși 20 de kilometri sau cât o fi, 25 înapoi până în Timișoara, nu pot să-i faci probleme de cauciuc, mai ales la roata din spate. Așa că m-a oprit, beau apă, umflu roata la loc și fac cale întoarsă. Dar nu-mi place să merg pe același drum. Așa îmi vine să o iau peste Bega, înspre satele cele. Am uși, m-am uit pe hartă și decid ce fac. Mai văd la telefon ce au zis oamenii despre pisica, ce că am lăsat-o acolo. N-am unde să o iau. Dar dacă vrea cineva să vină să o înfieze, îi ajut să o repereze. Să o găsească. Să o salveze. Că dacă vine iarna, o să-i fie mai greu să supraviețuiască. Tare frumos și încolo merg. Dar nu cred că mai apuc să ajung la frontiera sârbească. Oricum am înțeles de la bicicliști că nici nu te lasă să te apropii de frontieră, doar la vreo 3 km deja îi semn că nu-i voie. Așa că fac eu cu stânga și mă abat de la râul ăsta, de la Bega.
O iau spre San Martin, ce mai fi încolo. Să văd cum e de pedalat pe drumuri de țară. Ca să nu mă prindă chiar noaptea. Tu omul care a salvat, o hrănit pisica. Hrănit și cățeaua. Așa-s bicicliștii, oameni buni. Dar eu acum, dacă vreau să traversez Bega, trebuie să o iau pe undeva, dar nu-mi dau seama pe unde. Trebuia să un pic mai încolo. Vreau pot ceva. Mă uit pe hartă și mai bag o leacă de pompă. Da, cred că văd un pod la orizont. Ce încă o pisică abandonată. Dragi iubitori de animale, e frumos așa? Mă tentează să gust niște porumbrele din astea. Că acuși mă abat de la drum, văd podul în față și nu știu când și unde mai întâlnesc. Unde pune soarele granița româno-sârbă, dar eu o iau aici pe pod, să mă întorc în sudul Timișoarei. O, am văzut și un uliu, nu știu dacă l-ați văzut și voi, sau na, o pasăre răpitoare, nu știu exact cum se numește, dar e de dimensiuni impresionante. Când a ajuns pe lângă mine, m-a uimit cu lărgimea aripilor. Interesant ce vânează. Păzitoare, alte păsări. Probabil. Aici e o localitate mare, dar nu ne interesează. Dincolo de Bega e o localitate mică și tot nu ne interesează, dar o să pedalăm pe acolo. Ce vârfuri muntoase se văd la orizont. O fi dincolo, în Serbia. Dar vântul bate fix în față. Poate când o să o întorc spre Timișoara, pingă din spate. Acum mi se împotrivește. Asfalt vechi.
drum cărpit, dar tot mai bun decât deloc sau drum de țară. Suntem la marginea vestică a României, înspre Europa. Ați venit la San Martino Maghiar. Avem de toate, avem și vaci, avem și glod, dar și drumuri asfaltate. Să vedem până unde. Sper să pot ajunge la Timișoara pe drumul ăsta asfaltat. Martino Maghiar, prin cel sârbesc înspre Șac. Ohoce, ce orizont frumos văd înspre apus. Dar de-am m-am întors spre sud, spre miază zi. Frumos, nu-i urât. Un sat mic. Asta e biserica din San Martin. Cristă săracă. N-are cine contribuie. Probabil cei cu bani nu vin la biserică, cei fără bani n-au de unde. Ne ducem la cel sârbesc, San Martin. Contravântul iar. Sau să vă arăt asfințit. Spectaculos, frumos, parcă e cu curcubeu dințat. M-am gândit să vă arăt o leacă din apusul ăsta impresionant. Acolo e Serbia. Acest Balcani. Și încoace e restul Românicăi. Spre munții Carpați. Pedalez spre San Martino Sârbesc. Ce vreo 10 până la peciu nou. Vesta reflectorizantă. M-a oprit să mai dau la pompă, că nu mă lasă
ușoară dacă 10 până la Feciu. Dar am făcut eu până azi, până acum 36 de kilometri deja. Asta înseamnă aventură. Asta înseamnă că o să ajung noaptea când se întunecă. Dar bine că am lumini, Cosmin m-a echipat, partidul m-a echipat cu vestă reflectorizantă și cu mască. Și sunt numai bun de pedalat. Prin vestul extrem al României. Ceea ce vă îndemn și pe voi. Acum încă vântul mi-e în față, da? Sper că mai încolo, pe la Sân Martin, să vină dintr-o parte, măcar sau din spate. Ajute! Să ajung acasă! Vegetal cu corn cu susan. Bun. Lângă biserică. Până acum am ținut cu banană și cu apă. Dar cam mult. Ore de pedalat. Trebuie energie. Trebuie să pun și telefonul la încărcat. Mai am 30 km de aici. Bun. La 38 cât am făcut. Mai fac 30. Plac satele în care oamenii sunt cu biciclete. Oho, dar ce multă piper au băgat aici. Sau ardei. Ceva iute. Idiot!
ieșire din Sârbski, sunt Marton, mai privesc o dată spre Asfințit, după care mă duc spre nord sau cum naiba vine, așa se pare, sau spre Răsărit cel puțin, spre Timișoara. Optimism că cei care locuiesc în satele astea, Peciul Nou sau cum se mai numește el, și-au pus luminițe, chiar dacă strada e beznă. Și trăiesc oamenii. Sărbătoresc. Hai că din coace este o leagă de lumină pe stradă. Nu-ți scoți ochii. Mă duc și eu după mașini, ca să nu meresc, să nu nimeresc în băltoace. Nu prea mai văd alți bicicliști la ora asta și la data asta, în zona asta. Vântul puternic, chiar dacă nu-i frig. Parcă-i vânt de primăvară. Hai că au și blocuri, nu numai case mici. Te-ai mirat să aibă statut de oraș? Hai să vedem și coloana infinitului la scară mai mică. Probabil e în fața primăriei. Trebuie să te duci la Târgu Jiu ca să-l simți pe Brâncuș aproape. Și asta chiar pare infinită, că nu-i luminat vârful. Și se duce, se duce, se duce. Cam așa, la Peciul Nou. Popas de dat la pompă și de băut apă. Ce romantic e. Stai la pompă, lângă un simbol. Trebuie să vezi ce-o pățit cauciucul ăsta. Fi intrat vreun spin de salcâm ceva. Că nu dă drumul repede, la vreo 5 km doar. Între timp pedalez. Mai număr. Oricum sunt multe și amețesc.
mai de ei. E făcut-o repede ca și la mine în sat, la Bebeni. O pun în grădină și las în grebe, dar și asta, dar de unde? Dar trebuie să știi. Este coloana infinitului și columna lui Traian, fiecare bancnotă, fiecare leu moldovenesc. Și probabil spre Dej la școală. Eu știu despre cultura românească și universală. Deci ar trebui să știi. Cine-i coloana infinitului și Constantin Brâncuș? Cât mai aproape de Timișoara, de oraș, cu atât mai multe mașini. Și nu-i problemă dacă merg așa pe rând, eventual pe sensul celălalt. Dar dacă se întâmplă să vină și din partea asta-laltă una, și se intersecteze fix lângă tine, atunci să vezi pericol. Tu n-ai acostament, n-ai unde să te retragi. Ei n-au mult spațiu și atunci trec la câțiva centimetri de oglindă. Altfel, iată, dacă e liber, ai ieșit pe contrasens, te-ai depășit liniștit. Dar dacă vine un camion cu un autobuz, se intersectează unul mai lat decât altul. Pericol! Când au proiectat drumul ăsta, nu s-au gândit deloc la bicicliști. Și încă e mai mare pericolul, iată, când suflă vântul așa, lateral, și te împinge fix spre carosabil, o rafală din astea te mișcă, te deplasează așa doar 20 cm, dar suficient ca să fii agățat de un vehicul în viteză cu zecile lui de cai putere, te trage și te toacă, de nu ești bucuros. Bine, aici e cale ferată și frânează. Dar de obicei circulă cu viteză mare. M-am mai opresc să dau la pompă, chiar dacă miroase urât, de la fermă sau ce-o fie aici, stație de epurare. Borna kilometri, că zici că mai am 16 km până la Timișoara, dar indicatorul rutier zice 12. Interesant care și până unde e numără. Mie oricum îmi trebuie aici în sud, așa că mai am puțin. Dar mă sperie nu atât căței, cât rafalele de vânt, care mă fac să merg ca un om beat. Și mă atacă mai ales din dreapta și mă împinge mai ales spre carosabil. E tare fain când te împinge vântul dintr-o coastă sau măcar în unghi, așa ca corăbiile, suflă în pânze. Sunt cu bicicleta electrică, ultimii kilometri mi-au părut foarte scurți și ușori. Ia că te mă sunt Timișoara. Probabil iar la calea Șagului. Iar pe la Ceturi am ajuns. N-am mai intrat prin Șag, dar au fost interesant la Peci. La Peciu Nou.
pedalat 69 de kilometri timp de aproape 5 ore. Da, 5 ore de pedalat cât am mai stat. Contorul se oprea și m-a oprit des să dau la pompă. Trebuia să văd ce cu roata din spate. Și totuși ce-i mai greu? E în față, trebuie să urc 7-8 etaje. Dar n-am ce face. I-am adus, acum o duc eu. O port. Fac popas la jumătate de drum. Că e prea greu. Dar merita de ziua cinematografiei. N-am văzut mare lucru, dar măcar am adunat material pentru un filmuleț de cineast amator.